Inconștiența era să-i aducă sfârșitul unei tinere din Iași și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Fata a încercat să traverseze printr-un loc nepermis și a fost spulberată de un autoturism chiar de pe mijlocul șoselei. Imaginile au fost surprinse de camera video montată la bordul unei mașini. În filmare se vede cum șoferul unui autoturism înmatriculat în Vaslui încetinește și o lasă să treacă, iar tânăra începe să alerge. De pe banda a doua însă un alt șofer nu reușește să oprească autoturismul și o lovește în plin. Fata a fost transportată la spital, dar medicii spun că rănile suferite nu îi pun viața în pericol.